Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Firmă din China, chinezească din China. Așa. Cu șef zgârcit s-a mutat în vârf de munte ca să scape de angajați fără să le mai dea compensații cum ar fi trebuit să le dea dacă i-ar fi dat afară. Mm-hmm. Ei aveau genul ăla de contract, dacă îi dădea afară trebuia să le dea de compensații. Nu toată lumea are așa. Și-au mutat sediu. S-au mutat în vârf de munte la mama. Ca să fie greu să te duci la serviciu. Da, și să-și dea demisia, să-i descurajeze să se mai ducă la muncă. E vorba de o firmă de publicitate, avea sediu într-un cartier dintr-un mic orășel chinezesc de numai 12 milioane de locuitori, numit Xi'an. Un fost angajat pe nume Chang a povestit că noul sediu în creierul munților era extrem de departe de oraș. Naveta însemna cel puțin 4 ore dus întors. Ce tare e asta. Băi, ce sistem de transport au totuși chinezii. Acum, la noi 4 ore, dacă te duci la Predeal, e numai ca să ajungi până la Comarnic. Păi da, pe asta zic. Chiar 4 ore București. 4 ore dus întors, păi și din prelungirea Ghencea până... Nu, dacă ne mută sediul radioului la Brașov, practic s-a terminat. Brașov? Ne ajungem niciodată. Da. Autobuzele ajungeau odată la 3 ore prin zonă. Ce deci tare. Ca la noi, practic, ca în Corbeanc. Iar de acolo, oamenii care chiar nu voiau să demisioneze, mai mergeau pe jos încă 3 km. Ca să faci numărul de pași zilnic. Bună asta, da. Un taxi costa cam $8. Compania a refuzat să suporte costurile de transport. Meschineria nu s-a oprit aici. Cine avea nevoie de toaletă treia să meargă într-un sat învecinat. Ma! Când plecau noaptea, spre casă îi alergau câinii fără stăpân. Aia n-au înțeles, erau pentru mâncare la pachet, de fapt. Da. Mă scuzați? Băi, foarte bună firma asta. 14 din cei 20 de angajați și-au dat demisia, n-au mai primit salarii compensatorii. La numai 4 zile după ce au plecat, au aflat că sediul s-a mutat înapoi în centrul orașului. Firma a angajat personal nou. Bă, ce bună e treaba. Eu vreau să știu cum îi cheamă pe șef, sunt foarte buni. Deci la... În 2025, când așa, o să termine toți banii și o să fie după alegeri și vor trebui în sfârșit tăiate niște cheltuieli de la stat. Cineva trebuie să caute niște munți. Eu propun să mutăm tot guvernul undeva în creierul munților sau pe centura Bucureștiului. Și atunci oamenii își vor da ei demisia, nu va trebui să fie dați afară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.